Aela! Salut, salut, bine ați venit! Bine am venit la tine, în sala ta de... De fitness, aerobic, yoga, pilates, nu știu, de sport, sala de sport e asta. Dar mai fiți asta așa. Noi eram un grup care făceam sport foarte des, într-o perioadă chiar în fiecare zi. Și am zis, băi, hai să ne facem noi. Dacă toți suntem un grup mai mare, hai să ne facem un loc. Și am început și am căutat. Și mi-a fost destul de greu să găsesc un spațiu mișto în Cotroceni. Dar l-am găsit pe ăsta. Și când l-am găsit, deja l-am văzut cum o să arate tot. Cu cameră de petreceri după aia, cu cameră unde să ne relaxăm, să vină prieteni, să stăm până la ce oră vrem. Ne prezinți puțin și da. Sala ce deci pe acolo să intră, pe aici avem tablouri. Costin, normal. Trebuia să-și pună amprenta și aici. Da, adică... da. Acolo este... Acolo? Hai să intrăm aici, aici cine? Aici deja e gașcă. Aici deja am început să strângă. Pe cine avem noi aici? Avem, noi începem ora la ora 7. Ce faci, Măruță, te pup. Avem vișinată. Ah, bravo, bun. Avem, nu, asta după, e after da, fitness, da. Se numește chestia asta. Ce părere ai despre faptul că Mihaela și-a deschis această sală? Sunt foarte mândru că s-a ocupat și și-a făcut un vis. Să aibă și eu altă activitate decât muzica. Hai să-ți arăt acum puțin, vreau să-ți arăt cum lucrăm. Ea este Simona. Bună, Simona! De astăzi. Bună. Și cu ea voi face un antrenament din asta one-to-one se numește. Păi hai să începem. Expir, inspir jos. Expir. Foarte bine. Stai cu spatele drept, te lași un pic pe spate, nu te sprijini cu mâinile și de sus privirea vreau să vezi degetele de la picioare, să nu se ducă genunchii mai în față, da? Mai poți? Cum ești? Acum am făcut o pauză, dar e... Pilatesul ăsta, știi, sună ca ceva ușor, așa, relaxant, dar nu e, adică să stai în pozițiile alea, să faci așa, e destul de greu. Am văzut că strămurau genunchii la un moment dat. Era foarte greu exercițiul, am mersul piticului, cine îl mai ține minte? Brațele întinse și doar cu antebrațele rotim ușor spre interior. Ușor spre exterior. Ce crezi, îi vei aduce într-o zi și pe Leia, pe Leon aici? Oh, da, a fost pe aici, m-au ajutat. Leia vrea să-i dau slujba aici, să spele pahare, să facă ea curat dimineața înainte să vină lumea. Da, e foarte... Și vreau să bag cursuri de dans, vreau să văd, să fac ceva și pentru copii, m-am gândit. Cât ți-a luat să amenajezi acest loc? A trebuit să-l renovezi? Cum a fost? A trebuit să renovez aici, că nu găseam ce îmi plăcea mie, ceva de genul ăsta n-am găsit. Și am stat 3 săptămâni în renovare, cu forjă, sâmbătă, duminică, tot așa. Și acum 2 zile i-am dat drumul și deja toată lumea spune că se simte foarte bine, e foarte ok.